Dragi prieteni, aceasta este fața Chișinăului nostru. Asta, așa arată capitala noastră, cea sufocată de gherete și chioscuri. De fapt, domnul din imagine se numește Mihai Ceban. El este consilier municipal și mai este proprietarul unui mare număr de gherete de țigări din Chișinău. Domnul respectivul Ceban este membru al Partidului Liberal, dar asta nu are nicio importanță, niciuna. Da, în sens că domnul Ceban ar putea să facă parte din orice partid care i-ar ajuta să deschidă cât mai multe gherete de țigări în Chișinău. Cândva, domnul Ceban făcea parte din partidul lui Urechean și Urechean l-a ajutat să-și deschidă și unul acolo, da, câteva, niște gherețele așa, da, aici pe colea. Și mai multe gherete domnul Ceban și-a deschis de când e liberal. Poate dacă intră în Partidul Democrat ori Liberal-Democrat, o să-și deschidă și mai multe, și mai multe. Acum, stimați privitori, vedeți de ce e bine să faci parte dintr-un partid, ha? Așa că nu pierdeți timpul de pomană. Intrați în vreun partid. Tu ai intrat în partid. Acestea sunt niște gherete din Chișinău care trebuie demolate. Aproape 60 de gherete și magazine amplasate pe bulevardul Alecu Ruso din capitală urmează să fie demontate sau mutate. O decizie în acest sens a fost semnată de viceprimarul Nistor Grozavu. Acestea sunt de asemenea niște gherete din Chișinău, dar ele nu trebuie demolate. Aceste gherete trebuie demolate pentru că ele nu aparțin unor membri de partid. Aceste gherete de țigări nu trebuie demolate pentru că ele aparțin unui membru al Partidului Liberal, domnul Mihai Ceban. Începând cu luna decembrie 2009, Mihai Ceban este consilierul municipal în fracțiunea Partidului Liberal, iar până atunci, timp de 2 ani, a fost consilier AMN. Întâmplător sau nu, afacerea sa cu gherete a luat amploare anume în ultimii ani, când autoritățile locale liberale au împânzit centrul istoric al capitalei cu gherete. Avem puțin peste 100 de gherete. Ca membru de partid, domnul Mihai Ceban este împotriva amplasării neautorizate a gheretelor în Chișinău. Dumnealui a votat pentru limitarea amplasării în continuare a gheretelor. Și tot ca membru de partid, domnul Mihai Ceban a amplasat neautorizat gherete. Tot nu-i gine. El din tâi le-a amplasat neautorizat, dar pe urmă a început să face perfecta actele. Asta este situația, asta este ilegal. Nu i-a fost frică de decizia Consiliului Municipal din anul 2006 și nici din 2009, cu privire la interzicerea amplasării noilor gherete în oraș. Ca om, domnul Mihai Ceban nu fumează. Faceți cunoștință cu proprietarul celei mai mari afaceri cu gherete de tutunjerie din capitală. Mihai Ceban nu fumează de 14 ani. Și tot ca om, domnul Mihai Ceban a umplut orașul nostru cu 100 de gherete de țigări. Avem puțin peste 100 de gherete. Concluzia: a fi om, în opinia domnului Mihai Ceban, înseamnă a le da altora ceea ce nu vrei să ți se dea ție, adică țigări. A fi membru de partid înseamnă a comite ilegalități pe care nu le pot comite cei care nu sunt membri de partid. Și așa e rău, și așa e rău.